Următoarea pereche, de data asta formată din trei personalități. Aplauze pentru Andreea Lichi, alături de Ioana Picoș și Aneta Sângiorzean. Bună seara și bine ați venit la Atypic Beauty. Andreea Lichi locuiește în Bacău, a absolvit facultatea de psihologie, 10 a luat la examenul de licență, curând va absolvi și masterul în psihologie clinică și psihoterapie la Alexandru Ioan Cuza în Iași. Se pregătește pentru un doctorat în traumă, reziliență și dezvoltare post-traumatică. Iubește oamenii, empatizează cu ei și își dorește prin ceea ce face să le aducă măcar un strop de vină. În urmă cu 4 ani a scris și publicat prima ei carte, intitulată Suflet de porțelan, o confesiune despre accidentul care i-a schimbat viața, dar în același timp este și o lecție de curaj ce te va trece prin toate stările universului. Cartea a fost tradusă, publicată în Marea Britanie deja, scrie în continuare despre diverse experiențe de viață, iar de curând va publica o nouă carte. Face și voluntariat, face și doctorat. Aplauze pentru Andreea Lichi! Îi sunt alături astăzi Ioana Picoș, mamă a 2 băieți gemeni, actriță de teatru și de film, cântăreață și cadru didactic. Crește 2 băieți gemeni și încearcă să facă dintre ei niște oameni buni pentru societate, niște oameni care au ochii deschiși și la cei care au nevoie de ajutor. Aplauze pentru Ioana Picoș! Și tot alături de Andreea Lichi este și Aneta Sângiorzean, prezentator de știri, realizator de emisiuni la postul de televiziune B1 TV. Lucrează imediat după terminarea facultății de jurnalism de la Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și după 16 ani de carieră spune că dacă ar fi să dea timpul înapoi, ar lua-o pe același drum, deoarece crede că meseria de jurnalist îi se potrivește cel mai bine. E a patra oară în defilare la gala Atypic Beauty. Felicitări! Mă bucur să te văd pentru prima oară în viață, Andreea. Noi ne-am mai cunoscut în Orașul Faptelor Bune, nu-i așa? Abia ați lansat-i cartea Suflet de Porțelan. Câți oameni au citit până astăzi această carte și câți oameni au fost schimbați de această carte? Bună seara! În primul rând mă bucur enorm să mă aflu aici. Vă mulțumesc dumneavoastră celor prezenți pentru că ați ales să fiți în seara aceasta alături de noi. Că despre Suflet de Porțelan, estimez că peste 10.000 de oameni au citit deja cartea și sper eu ca măcar un sfert din aceștia să fi înțeles mesajul, să fi învățat ceva din carte și să-l poată transmită mai departe. La fel cum și Atypic Beauty de 11 ani ne învață ce înseamnă ambiția, curajul, determinarea, reziliența și perseverența în atingerea scopului și potențialului nostru. Este o seară a celebrării oamenilor, o seară a celebrării inspirației reciproce, a frumuseții dincolo de aparențe. E o seară în care ne dorim să transmitem că fiecare om, indiferent de poziția, dificultatea sau dizabilitatea sa, își poate trăi viața într-un mod cât mai benefic pentru propriul sine. Acest eveniment este dovada vie că frumusețea adevărată vine din interior, din forța și determinarea de a depăși obstacolele și de a transforma dificultățile în oportunități. De peste 5 ani fac parte din acest eveniment, din acest fenomen unic în România. Îi mulțumesc Magdei Coman pentru această minunată oportunitate și tind să cred că unul dintre ingredientele cheie care fac acest eveniment să fie unic este perseverența. Sigur că nu este un drum ușor, nu există o rețetă magică, însă se spune că perseverența ne duce în locul în care ne dorim să fim.
Se mai spune și că perseverența este unul dintre cei mai importanți factori de reușită de orice fel. Și nu doar că se spun aceste vorbe, ci acestea sunt susținute și de cercetări științifice concrete. Chiar un studiu semnificativ a investigat diferența dintre numărul 1 mondial și numărul 2 mondial la patinaj artistic, iar singura variabilă diferențiatoare dintre cele două poziții, dintre cele două concurente, a fost numărul de căzături de la antrenamente, adică perseverența. Numărul 1 mondial a avut 50.000 de căzături, iar numărul 2 mondial a avut 25.000 de căzături. Astfel, mie mi-este suficient de clar că dacă vrei să înaintezi tot mai mult, dacă vrei să ajungi cât mai sus, trebuie să te ridici de cât mai multe ori. Să te ridici din durere, din neputință, să lași deoparte deznădejdea, vorbele grele, părerile altora și să te ridici acolo unde știi că ți este bine. Cât despre mine, am un principiu sănătos, zic eu, pe care mi-l repet și îl urmez zilnic. Visează, dorește-ți, muncește, realizează și trăiește. Din propria experiență adversă am înțeles că pentru a procesa zbuciumul interior, dar și exterior, e important și e necesar să-mi trăiesc mai întâi emoția și răspunsul. Deși uneori viața pare că e ca o arenă în care întâlnim pericole și despre care nu știm prea multe când și cum apar, capacitatea de a dezvolta alternative ne oferă posibilitatea de a câștiga bătăliile din arenă. Și știu că uneori cu toții trecem și prin momente mai dificile, însă alături de un scop al vieții și de resursele interioare, putem integra și accepta acele momente, iar mai târziu să ne formăm propriile perle, propriile diamante și să păstrim mai departe în etapele vieții, așa cum sunt aceste etape și așa cum suntem noi, căci suntem și ăsta e cel mai mare dar pe care îl avem. Adesea un om drag îmi spune: haide, continuăm, vâslim ca să trăim, și asta vă îndemn și eu pe dumneavoastră în seara aceasta, vâsliți ca să trăiți și nu uitați că aflându-ne cu toții aici și acum, suntem toți niște câștigători ai vieții. Vă mulțumesc! Wow! George nu știa dacă e la Palatul Parlamentului, la gala Atypic Beauty sau la podcast la Fain și Simplu. Părea că deja e un podcast. Ioana, ai doi gemeni, băieții tăi, cum îi înveți să crească în niște oameni care să fie empatici, atenți, nu neapărat la suferința, dar și la nevoile celor din jur? Mă străduiesc că ei acum au 6 ani și jumătate, fiecare zi este o lecție pentru ei, dar și pentru mine, pentru că atunci când ești părinte, trăiești totul altfel decât atunci când ți se întâmplă doar ție acele lucruri. Băieții mei, pentru că vorbim despre oameni care au trecut prin lucruri și dificile, ei au trecut prin mai multe întâmplări pe care poate nici adulți fiind nu le putem gestiona atât de bine. Dar exact așa cum spunea Andreea, asta l-am spus și eu. Nimic nu este întâmplător și orice ce ni se întâmplă, deși aparent greu, constituie piatra. Există acel munte, așa ne-am spus, mami, este acel munte. Dacă vreți să ajungeți în vârf, trebuie să luați fiecare obstacol și să vă folosiți de el ca să vă împingeți mai sus, mai sus și să vă ridicați acolo unde trebuie. Și da, învăț empatia și învăț să aibă respect unii față de ceilalți și m-a bucurat, uite, mi-a adus aminte acum, au văzut o fetiță care, în sfârșit, este un caz special și e sensibil. Ei s-au uitat la ea, au privit-o și au dat seama că nu este un copil tipic și m-au întrebat ce a pățit. Iar eu am spus, am să vă explic și am vorbit cu mămica acelei fetițe, cu care am devenit și prietene de altfel, și copiii au făcut cunoștință și acum, de fiecare dată când ne ducem la judo, copiii sunt acolo împreună și ei, practic, au trecut peste, au văzut peste. Și asta m-a bucurat foarte mult. Au înțeles că valoarea umană nu stă în a fi perfect. Iubirea nu stă în a fi perfect. Nu iubim perfecțiunea, iubim omul, care înseamnă mult mai mult de atât. Mulțumesc mult de tot, Ioana. Și o să întreb pe Aneta, prezentator de știri, dacă, nu știu, povestea Andreei, faptul că o fată care, după ce scrie o carte tradusă în atâtea limbi, își dă doctoratul
despre traumă, termină cu 10 facultatea, dacă un astfel de om poate să fie o știre în România. O să iau microfonul. Întotdeauna poate să fie o știre, Mihai, și spun asta pentru că vorbim aici de oameni care sunt de-a dreptul deosebiți și voiam de fapt să țineam neapărat să o felicit pe Magda pentru acest eveniment și o să revin și la întrebarea ta și să-i mulțumesc că mi-a oferit din nou prilejul de a fi prezentă aici la Gala Typic Beauty. Nu voiam să uit asta. Și o să vă spun foarte scurt, pentru că înțeleg că suntem în întârziere. Un astfel de om întotdeauna reprezintă o știre și nu pentru că este un om special, ci pentru că face lucruri speciale. Și cred că știi și tu asta mai bine decât mine sau la fel de bine ca mine. Vă mulțumesc tuturor care ați venit în această seară aici, pentru că e foarte important. Eu știu, anul trecut am prezentat Atypic Beauty la Bistrița și știu cât de mult contează pentru Magda și pentru toți cei care s-au implicat în organizarea acestui eveniment să fie un număr tot mai mare de susținători de la ediție la ediție. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Aneta, și aș vrea să o aplaudați și pe designerul Luminița Balaș Fashion. Dacă e aici, Luminița, aș vrea să urce pe scenă. Dacă nu, este? Nu știu dacă ne-a auzit. Luminița, dacă ești, felicitări încă o dată. Mulțumim, Andreea Lichi, mulțumim, Ioana Picoș și Aneta Sângiorzean. Și apropo... Mulțumim și felicitări! Bravo, Andreea! Și apropo, ce înseamnă să fii atent la nevoile oamenilor, îi mulțumesc băiatului din Bistrița de la cameră care mi-a dat un șervețel. E cald aici, de la oameni. Și vă mulțumesc pentru toată răbdarea pe care o aveți în seara asta și pentru toate aplauzele pentru fiecare dintre cei care defilează.